Toată viața cred că Soveșa n-a ieșit din inima mea, chiar dacă eu am plecat din Soveșa și cum din inima niciunui sovejan nu poate să iasă Soveșa, pentru că rădăcinile noastre sunt tare adânci acolo. În acest spirit mi-am propus ca după 60 de ani să mă întorc la Soveșa și să întorc și eu comunității ceva din ce mi-a dat mie Soveșa. Nu știu cât voi reuși și cât voi face, pentru că acum 45 de ani, când am plecat eu de la Soveșa, era o Soveșa. Acum e o altă Soveșa. Oamenii sunt aceiași, cei care au mai rămas. Noi încercăm să revigorăm Soveșa așa cum o știam noi, Soveșa tradițională. Proiectul pe care l-am făcut și pentru care am obținut sprijin financiar de la Comisia Europeană se numește Acasă în Vatra Satului, firma, e o firmă de economie socială, economie socială de inserție, pentru că acolo majoritatea oamenilor sunt într-o situație defavorizată din punct de vedere economic și încercăm să ajutăm comunitatea cu ceea ce facem. Încercăm să revigorăm turismul rural, turismul în case tradiționale și turistul să nu fie lăsat să vină și să facă singur ce vrea el, ci să fie ospețit, ajutat să cunoască Soveșa așa cum este ea, cu împrejurii, cu obiceiuri, cu tradiții, cu oameni, cu meșteșuguri. Și zic eu că ăsta este viitorul supraviețuirii Soveșei noastre. Nu casele portocalii și nu balustradele de inox vor fi cele care vor relansa turismul în Soveșa. Eu așa gândesc. Nu orice alte lucruri inovative, ele și-au locul în altă parte. La Soveșa, noi acolo avem un bagaj de istorie, un bagaj de tradiții, un bagaj de obiceiuri și păcat să le pierdem. Prin acest proiect, asta vreau eu să fac la Soveșa. Nu știu dacă alții sunt de aceeași părere cu mine și chiar nu mă interesează lucrul ăsta. Am plecat că ceea ce dorește fiecare. Principalii mei beneficiari pe care eu îi doresc să fie beneficiari sunt copiii Sovejei. Au venit copiii Sovejei? Haideți să vină încoace să-i vadă și toată lumea. În acest proiect avem parteneriat și sprijin cu Muzeul Vrancei, cu Biblioteca lui Lucian Firescu, cu Centrul Cultural de la Soveșa, Patronatul Național al Femeilor de Afaceri din IMM-uri, Galțara Vrancei. Veniți aici, veniți aici cu toții, hai și mergeți și faceți așa o defilare să vă vadă toată lumea pe toți ce frumoși sunteți. Haideți, vă rog frumos, haideți aici, haideți, veniți aici, hai, 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 curaj, curaj, dragilor, haideți. Haideți, haideți, veniți, veniți și mergeți pe aici ca să vă vadă toată lumea și vă întoarceți pe unde ați venit. Haideți, ia uitați-vă ce frumos sunt, duceți-vă înainte, mergeți până în capăt și intrați pe unde ați intrat prima dată. Haideți, faceți așa, frumoșilor. Ei sunt ai noștri, ei sunt viitorul Soveșei și pentru ei trebuie să le creăm această istorie și această dragoste de tradiții și de obiceiuri. Mulțumim frumos! Am ales să facem acest eveniment astăzi, când românii au ales să sărbătorească dragobetele. Pe undeva în contrapartidă cu Valentine's Day-ul, încercăm cam forțat așa să-l împingem pe dragobete ca o zi a iubirii. Noi am denumit evenimentul ăsta cap de primăvară. Dragobetele, logodiciu păsărilor, pentru că ani în urmă, anul nou începea primăvara, când natura revenea la viață. Și noi am zis că o revenire la viață este acest proiect și atunci este cea mai potrivită zi în care noi să deschidem acest punct la Focșani. Soveșa e cu siguranță una dintre perlele naturii din România. Este locul cu cel mai ozonat aer din această zonă a Europei și sunt convins că dacă ar exista atenție asupra Sovejei, într-adevăr, nu numai că s-ar dezvolta turismul, dar întreaga zonă de aici, din Vrancea, ar avea de câștigat. Sunt legat de Soveșa prin amintirile juneții adolescenței mele. Era singurul loc din țară unde și în orice anotimp mă duceam, femeile de acolo purtau portul tradițional, ceea ce nu prea întâlneai în alte locuri din România. Am rămas cu această imagine.
Am rămas cu imaginea pădurilor, Poiana Punga, acolo unde pe vremuri se adunau sculptori din întreaga țară și lăsau opere nemuritoare pe acest platou de acolo, din Poiana Punga. O tabără de sculptură extraordinară. Mă leagă evenimentele din primul război mondial, celebrul mausoleu de la Soveja, care iarăși este unul dintre punctele importante și efervescente ale istoriei acestor locuri. Mă gândesc la niște personalități uriașe care au plecat din Soveja. Dacă ne gândim numai la savantul Simeon Mehedinți, care își doarme și somnul de veci acolo, cel care încă ne bucurăm că l-avem printre noi, antropologul Gheorghiță Geană, profesorii Florica și Constantin Macari, care, iată, încă ne mai pot spune câte una, câte alta, ce s-a întâmplat și cum a fost prin Soveja, și absolut extraordinarii Florica și Ion Albu, care pentru mine au fost imaginea cu adevărat scoasă din cărți a dascălului din România, profesorului adevărat, care a știut să învețe pe copii ceea ce astăzi a început să cam lipsească, și anume bunul simț. În prezent, sărbătoarea populară a Dragobetelui a fost recontextualizată printr-un transfer în spațiul urban, ca o replică la sărbătoarea catolică, ziua Sfântului Valentin, un import cultural occidental, având la noi un caracter preponderent comercial. În calendarul popular, ziua de Dragobete, 24 februarie, marchează începutul primăverii, a renașterii naturii. Dragii mei, în această zi, păsările încep să-și găsească perechea și să-și construiască cuibul. Se spune că așa și tinerii este bine să se întâlnească în această zi pentru a sărbători dragobetele, să nu rămână singur tot anul și să-și găsească perechea. În trecut, la sate, dis de dimineață, tinerii, băieți și fete, îmbrăcați în straie de sărbătoare, plecau spre păduri, văi și lungi pentru a culege flori de primăvară și pentru a petrece ziua până la amiază într-un mod cât mai plăcut, cu jocuri și cântece. Aceste flori erau întrebuințate de tinerele fete în descântecele de dragoste, evident, după ce le puneau la icoane. Spre amiază, când se întorceau spre sat, fetele începeau să alerge și băieții după ele. Dacă unei fete îi plăcea un anumit băiat, se lăsa prinsă și sărutată, acest sărut simbolizând, de fapt, legământul lor de iubire și chiar de logodnă pe parcursul acelui an. E verde busuioc, măi, rapiri-ri-ri-ra, dragă mi în sala joc, măi, rapiri-ri-ri-ra. E verde busuioc, măi, rapiri-ri-ri-ra, dragă mi în sala joc, măi, vorba.